Am plecat în Israel, am avut un accident acolo, am stat 2 luni în comă. În contract era numai 7-8 ore de muncă. Noi acolo nu lucrăm atât, noi lucrăm acolo 14-16 ore. Lumea acolo face cu salariul oficial și cu neoficial, face și 2500, și 3500, și 4000 pot să fac. Condițiile de muncă sunt foarte grele. Nu sunt ca în Europa. Mergând pe drum la aeroport, aveam o presimțire nu prea bună. Nu vreau să vadă copiii cei cu mine. Mă gândeam că ea să mă vadă așa, mă gândeam că n-a să mă înțeleagă, că sunt copii. Just Consult, cetățenie română, îți oferă sprijin și ghidaj la perfectarea actelor românești. Ai depus jurământul de credință sau urmează să-l depui în scurt timp, etapa următoare este transcrierea actelor de stare civilă românești. Certificatul de naștere sau de căsătorie se transcriu doar în baza unei programări prealabile, iar de toate astea se ocupă Just Consult, cetățenie română. Termenul legal pentru transcrierea actelor este de 60 de zile, iar cu Just Consult ești sigur că actele obținute sunt perfectate anume pe cale legală. Până în prezent, peste 400.000 de moldoveni au obținut actele cu Just Consult. Sună la numărul afișat pe ecran și află mai multe detalii. Astăzi veți afla istoria lui Victor, care după un accident în timp ce se afla la muncă în Israel a fost paralizat total și acum luptă din greu ca să poată merge din nou. Deși istoria lui este tragică, Victor ne demonstrează câtă dragoste pentru viața are și poate motiva și alte persoane care se află într-o situație similară. Dar înainte de a afla istoria, abonați-vă la canal și faceți click pe clopoțel ca să aflați primii când voi posta un video nou. Iar dacă aveți și voi o istorie de viață interesantă și vreți să o povestiți, vă rog să-mi scrieți un mesaj pe Instagram și puteți fi unul dintre următorii eroi ai monologurilor. Mulțumesc! Mă numesc Cucerul Victor, sunt din raionul Glodeni, satul Dușme. Am plecat în Israel, am avut un accident acolo, am stat 2 luni în comă, am avut paraliciu 100%. După aia am fost transportat la... Trebuia să plec acasă, dar eu n-am vrut să plec acasă. M-am dus la o casă de bătrâni, acolo am mai stat o lună jumate. După aia, pe 10 martie anul trecut, am fost adus acasă. De la 100% am ajuns acum, chiar că, într-adevăr, uitați-vă, prieteni, că vreau să motivez pe multe persoane care sunt cu probleme, că e posibil de a face tot mai mult, cu mult mai mult de a face, de a ne ridica. Deja eu mă gândesc că am vreo 60% deja reușite, de la 100% paralici, 60% reușite, ca să mă ridic, ca să merg, ca să dovedesc că am o familie frumoasă, am 2 băieței, care, o soție tânără frumoasă care trebuie să o dansez, că m-am ocupat cu dansurile foarte mult timp, am fost un băiat sprinter, agitat mereu să fac de toate, am fost plin de viață și vreau să fiu în continuare. La 25 de ani m-am căsătorit, am cunoscut-o pe soție la Rusia, acolo ne-am cunoscut, a fost o cunoaștere foarte interesantă, mă mândresc și chiar mă bucur că Dumnezeu mi-a dat așa soție, că mereu lângă mine, chiar și în cazul de față e lângă mine. Trăiam la chirie, la chirie. Nu vreau să trăim cu părinții, că părinții sunt părinți, noi trăiam la chirie și lucrul ăsta ne-a făcut că cât ați trăim noi la chirie? Trebuie de gândit cât de pleca undeva. Eu mergeam, chiar că dacă trăiam la chirie, permanent eu eram dus. Lucram pe la Moscova, prin Soci, prin Cehia am fost. După aia am văzut că acolo și acolo nu merge nimic interesant și nu iese cam bine și am plecat, am luat hotărârea cu soția împreună că noi să plecăm unevata, eu să-mi caut unevata, unii iese, e mai stabil lucru și mai mulți bani. Și am ajuns la decizia că am auzit de birjă. Prin birjă echip de ajunge în statutul Israel. Acolo m-am dus, am depus documentele, m-am chemat la examene, am dat examene, am trecut comisia medicală și pe data de 16 mai, în 2019, am zburat în Israel. Statul nostru ne trimite, angajează oameni, ei au contract cu statutul Israel și ne trimite pe noi, pe contract de muncă în Israel. Contractul nostru care e aici, când noi ajungem în aeroport la Israel, automat se schimbă. Se dă alt contract. Contractul tău care ți-l la Moldova, ți-l pui în gentuță și asta e tot, rămâi cu dânsul numai acolo. Nimeni nu ți-l cere, nimeni nu mai întreabă de dânsul. Tu acolo ești vândut la alte persoane. De exemplu, să spunem așa, la Vasilică, la Andruș au venit, lui trebuie 10 băieți, lui Andruș îi trebuie 15 băieți. Eu cumpărat firma asta, eu cumpărat pe 10, firma aceea pe 15. De exemplu, noi în zbor am avut, eram 36 băieți. Ne-au împărțit pe fiecare. Acolo am primit alt document. În contract era numai 7-8 ore de muncă și până la 1300-1400 de euro pe lună. Oficial. Noi acolo nu lucrăm atâta. Noi lucrăm acolo 14-16 ore. Suntem la construcție și monolita asta e foarte greu. Acolo se promite că noi ați lucrăm numai 8 ore, de aici te impun să lucrezi 12 ore. Dar noi, că ne-am acolo să facem bani, suntem de acord și 12 ore, numai se iasă mai mult. Jumătate de bani tu îi primești oficial, jumătate îi primești în plic. Orele care sunt deasupra de 8, tu îi primești în plic. Chestia că ei se țin de cuvânt, ei îți plătesc. Nu am nimic contra la chestia asta, într-adevăr, acolo se poate, ai făcut bani, dacă tu ești băiat muncitor, faci bani. Chiar dacă e mult de lucru, e căldură, e greutăți. Noi știm la cine am dus acolo. Dar nu se respectă una, că dacă în caz că tu te îmbolnăvești, ei parcă se comportă cu tine că nu ești om. Îți cheamă un medic care am impresia că e veterinar. Și îți dă numai pastile de cap și de burtă sau de tacai de rei. Asta. Nu se comportă ca un om normal, că tu acolo, în contractul chiar și al lor, scrie că tu ai toate drepturile ca un om care trăiește acolo de zeci de ani. Dar ei nu respectă regulile. Și chiar vreau să duc la cunoștință la multe persoane care se duc acolo în Israel. Plecați, munciți, fiți atenți, unde calcați, cu cine trăiți, dar interesați-vă deodată și interesați-vă chiar și puteți să plătiți acolo la un advocat, jurist, să intereseze de numele tău, de compania ta, dacă tu într-adevăr ești acolo asigurat. Fiindcă multe persoane, mulți băieți, chiar vreau să spun că nu se asigurați acolo. Sunt sigur 100% că 90% de acolo, din toate persoanele care stau, moldovenii noștri care stau în Israel, nu se asigurați. Și îmi pare rău că, într-adevăr, noi acolo cu noi ceva se întâmplă, ei tremătă acasă. Și spun ca să plătească, ca să ajute familia care a ta la o rămas aici. Nu ajută pe nimeni. Fiindcă nu ai puterea aceea tu acolo ca să obții ceva de la dânsă și statutul nostru, chiar și ambasada noastră moldovenească, nu vrea să îi implici pentru. Noi am ajuns acolo pe 16 mai, ne-au dus într-un apartament care, simplu, apartament, pereți albi, paturi, poftim trăiți. Condițiile care? Ei îți dau mașină, te duc la muncă și te duc la muncă. Mâncarea deja e ta. Traiul e a lor. Dintre care, dacă tu nu dorești să trăiești la dânsă, ei cu mare drag îți dau voie să-ți închiriezi apartament și trăiești cum dorești. Că vin banii, vin întotdeauna. Îmi place că vin bani, chiar într-adevăr vin salariul, poți să vii permanent, pe data, la mine așa vine 10, pe 11, pe 12, vine pe card. La plic te amăgesc. Orele care tu le ai după 8 ceasuri de muncă, ei te amăgesc. Că, ca să mai dau mâini, 1000 de șecheri, poi mâini, dar dacă mi-ai chiși cu persoane care am chicat eu, poți să nu-ți dai nici plicul. Dar tu acolo nu poți să faci nimic. Dacă se spui că te duci din firmă, duci că în locul tău este alt moldovan. Vreau să spun că persoanele în Israel, asobina oamenii care angajează, eu am dat de oameni buni. Eu am lucrat cu niște persoane care într-adevăr m-au stemat, fiindcă eu mi-am dat interesul de muncă și n-am avut probleme cu ei. Un salariu oficial acolo este 1400, 1500, 1600 de euro. Dar lumea acolo face cu salariul oficial și cu neoficial, faci și 2500, și 3500, și 4000 poți să fac de euro. Chestia că e foarte cald acolo și nu mulți rezistă. Dar dacă vrei să muncești, așa e moldovanul nostru, că pune căpșorul în jos și muncești, dacă mai ai doi copii acasă, mai ai o dorință de a-ți cumpăra o căsuță, de o mașină, de a sta bine copiii, de a-i da la o școală mai bună. Trebuie să muncești, că tu ești nevoit să muncești. O zi de muncă asta, că vine de sculai la ora 5, la 6 trebuie să fii la muncă, la 6 se începea, puteți să termini la 8 seara sau la 9 sau chiar la 10. Eu acolo personal am lucrat cu metalul, barzeli, la dâns se spune barzeli, ferul. Facem construcția din fer, pe urmă veneau persoanele și închideau și turna betonul. Se făcea o păreță, da, din monolit. Asta se consta într-o zi. Și toată săptămâna așa era, și tot anul, și toată luna așa. Nici nu-i plăcut Israelul, timpul acolo în Italia mi-a plăcut, că e mult căldură, iarna e ploioasă. Poți ploaie și 2 săptămăni fără încetare și 3 săptămâni. Dar ploaia se începe în februarie, se oprește în februarie și se încep căldurile și se termină căldurile în octombrie și din noiembrie se încep ploile până în februarie. E foarte cald, 45, 50, 54 de, de grade, acolo au fost 2 zile. 54 și 55, 2 zile am simțit. E foarte cald. Când transpiri, simți șerbinteala tocmai înăuntru. Sunt niște lucruri care nu mi-au plăcut. Eu nu am știut deodată că dacă eu m-am dus acolo pe contract, gata, eu eram liber și la mine în cap și de că eu am toate drepturile și eu nu mai tind nimic, în caz se întâmplă ceva cu mine, o să fie bătăt achitat, cum scade, sunt asigurat și nu am probleme. Lucrul acesta eu l-am înțeles după ce am căzut. Că oamenii în Israel nu sunt asigurați. Nu vreau să spun că toți, dar sunt sigur că 90% dintre ei nu sunt asigurați. Când eu am aflat și chiar cum am mai spus, și că trebuie să vă interesați. Eu vă rog din suflet să vă interesați toți. Dacă sunteți asigurați, vă aveți toate drepturile de a spune la persoana din orice companie care sunteți, în orice companie care lucrați, că să vă dai document la mână, într-adevăr, tradus în limba rusă, ei trebuie să vă dai tradus, nu în limba lor. Că acolo scrie că, uite, este asigurarea ta, ia că ești asigurat, în caz că se întâmplă ceva cu tine, ia că în caz că ai avut o traumă, ce asigurare ai, în caz că tu decidezi ce asigurare îți duc la copiii tăi, la familia ta, acasă, la tine, pe cât timp. În caz, de exemplu, este o traumă, tu trebuie să ai, să-ți dai o pensie oricare de acolo, pentru care tu nu asta nu o primești. Eu asta mă zbat și o primesc, fiindcă se spune că nu trebuie să dăm mânuțele în jos, trebuie să luptăm până la urmă. Dar eu să fiu omul care să mă duc până la urmă și să deschid ochii la mai multe persoane. Că într-adevăr nu te spare nimic dacă tu vrei și ai dorința de ceva. Condițiile de muncă sunt foarte grele. Nu sunt ca în Europa. Sunt foarte grele condițiile de muncă, fiindcă acolo se lucrează, tu ai pauză la 10, asta se spune cafea, de la 12:30, depinde, alții la 1 fac prânzul, alții la 12:30, încep jumătate de oră numai. Și dai până seara, la 4 poți să mai dai voie la 3 cafea, dar asta sunt companii foarte rare. Am fost 8 luni jumate, dintre care nu-ți dau concediu acasă, numai după un an. 8 luni jumate am fost, vrem foarte tare acasă să fiu de ziua lui mama, că ziua lui mamica e pe 31 ianuarie și a mea e pe 6 februarie. Și am vrut foarte mult să vin acasă, m-am zbătut, dar am venit acasă. Am venit acasă, ne-am făcut 30 de ani. În sărbătorită mea 30 de ani, soția ne-a făcut o surpriză, am sărbătorit o zi de neuitat. Vreau chiar să, momentul să vă spun că la ziua mea care a fost, apaceiești de la ziua mea au rămas acum alături. Mai mulți nimeni, numai aceia. Deja persoanele care nu mai apărut acum la drum. A fost o zi de neuitat, fiindcă au fost multă veselie și au fost prietenii cei care trebuie și cumătri cei adevărați. Și m-am simțit, parcă la 30 de ani lumea spune că alții spun că îmbătrânesc, dar eu parcă aghem mă născut, mă înflorisem, eram foarte vesel. Și după cum am spus, noi cu soția, suntem foarte uniți și este o dragoste care foarte multe persoane acum o văd la noi. Suntem unul pentru altul, orice bucățic. Am mai sărbătorit la un cumătru de-a meu. După evenimentul meu am mai plecat la un cumătru de-a meu. Pot să-i spun și numele, Sasha Mărză. Este un cumătru, deja sunt cumătru, am botezat copiii de când am căzut. Am sărbătorit la dânsul, tot cumătrul meu, Sasha, m-a dus la aeroport. După asta, pe 1 mart, pe mine, m-a dus la aeroport. Mergând pe drum la aeroport, aveam o presimțire nu prea bună. Dar mă gândeam că, ca și orice om, când se duce de acasă, e greu pe suflet. Dar era diferită presimțirea asta, că am ajuns la aeroport și spuneam cu Sasha, zic că cu mătrule, zic că mi-e greu tare, dar el aruncăm geanta înapoi și plecăm să dăm cu bal. Și eu zic, nu, mă mai duc, că am un scop, vreau să cumpăr o căsuță și am doi copelași, zic că la băieți le place, o zic, tăticu, noi trebuie să avem o casă mare. Să avem o casă mare, unde să ne jucăm, să avem multe jucării. Și asta m-a făcut, zic, nu, trebuie să mai plec. Și chiar așa am simțit, zic, mă mai duc pe un an jumate și îmi cumpăr ce vreau și mă așez acasă în copilaj și să-mi găsesc ceva de lucruri. Oare să mă gândesc la ceva mai bun, să deschid ceva, să mă ajute Dumnezeu să fac ceva. Dar să mă opresc în copii, că te-am era vârsta care eu nu-i vedeam. Nu-i vedeam cum cresc, că eram permanent dus, mă soția ea lângă dânsă, dar ei sunt foarte tare atașați de mine. Fiindcă așa e caracterul meu, eu cu copiii îmi place să fiu mereu lângă dânsă, să-i învăț, le arăt, le dedic dragostea tare mult. Și chiar dacă acum soția e plecată la Italia, și eu acum cu dânsă, eu mă stăruiesc să le dau și de la mamica dragoste și de la mine. Și ei sunt foarte tare atașați. Și cum am spus că m-am hotărât să plec. Pe 1 mart am zburat, am început lucru. Ca cum a fost. Nimic schimbări, tot același lucru. Zi de zi muncă. A fost munca asta la șabat odihnă și iar de duminică până vineri muncă, până pe 13 iunie. Pe 13 iunie am căzut. Vă spun cum. Am fost la niște prieteni, am căzut. Cum am căzut, cum s-a întâmplat accidentul, vă spun sincer, nu țin minte. Este un singur prieten, Leoșa, care a lucrat cu mine împreună. El, pe dânsul, l-a adus la cunoștință poliția și de la spital l-a sunat, au găsit la mine în telefon, au găsit numărul și a fost sunat el. El a venit la mine la spital, dar deja au luat legătură el cu soție, fiindcă eu am fost, cum m-am căzut, m-am trezit peste 2 luni. Timp de 2 luni, soție s-a stăruit foarte mult să vie, foarte tare s-a stăruit să vie la mine, dar era pe timp de pandemie. Și nici că acum nu i-a dat voie, că în statut Israel, dacă soție nu se permite să afle ambii acolo. Și nu a putut, soția a încercat și pe Ucraina și pe România, nu a putut să dea voie să vie. Și eu acolo m-am aflat numai cu, cum pot spun, eu și Dumnezeu, dintre care vine Leoșa la mine, prietenul, și încă 2 persoane. Acolo am cunoscut pe niște persoane din Israel care stăteau în spital și 2 persoane, Daniel cu Inga, niște prieteni și ca un fel de rude de-a lui mătușă, din partea lui sora lui tăticu. M-am simțit acolo mai mult singur, fiindcă toate nopțile care nu le-am dormit, care au fost cu dureri nerezistate, imense, eram singur el, ca într-o cameră, sau ca spune că într-o cameră unde ești tu singur, numai 4 păreți, care vrei să strigi sau chiar dacă strigi, nimeni nu te aude. Da, stăteam în palat cu încă o persoană, dar aproximativ persoane care stăteau acolo erau soră, mamă, tată, vără. De eu eram singur, un moldovan, singur eu. Pe urmă acolo a mai apărut un moldovan, Dede Iura, care cu insult a căzut tot. Ea că persoana Dede Iura, e ca tot, el acum e în Israel și acum, el tot se judecă, e foarte greu și la dânsul. El a venit de la muncă și a căzut acasă cu insult și compania mea l-a dat cu piciorul, că nu vreau să-l ajute. Că nu a fost la muncă, că au căzut acasă, că insultul e acasă. Dar dacă să ne uităm după toate legile, noi trebuie să fim asigurați. Nu are importanță lucrul ăsta. Noi trebuie să fim asigurați. Noi trebuie să, dacă noi ne-am dus la acolo să muncim și cu noi se întâmplă ceva, noi trebuie să fim asigurați, să fim ajutați, să nu fim lăsați acolo să murim. Omul trebuie să aibă asigurare. Și eu vreau să deschid ochii la toate persoanele din Israel. Prieteni, băieți care mă cunosc, care mă audă, dușeză-vă și vă interesați. Asigurați viața voastră, că dacă nu o asigurați voi, nu o să o asigure nimeni. Că toate companiile din Israel au nevoie numai atunci de tine când ești sănătos și vrei și ai putere de a munci. Cum se întâmplă ceva cu tine, nu te știi. Nu te știi. Orice companie, bag mâna în foc așa, nu te cunoaște, gata. Începe a băga beță în roate și prosta de a te trimite acasă. Vreau să te trimit acasă, mai mult nic. Ei vreau mai repede să scape. De mine fix așa. Cât am stat în comă, m-am dus la cunoștință după aceea înșit că veneau persoane din companie, de la firmă și se interesau de mine. A să am șansă, n-a să am șansă de a trăi. Pentru ce se interesau ei de mine, ca să am o șansă sau nu? Se interesau de ce e că ei se gândeau ca să scape de mine și nu o să aibă probleme mai departe cu mine. La mine, trauma mea, vreau să spun că sunt fărâmate 4 discuri, 4, 5, 6, 7 de sus. Eu sunt o persoană, la nouă ne spune șeiniș. Eu 6, 4, 5, 6, 7, este cerebral, se spune. Operația e sus, discurile se numesc C, că la noi vin C, T și L. Operația de curs 11 ceasuri jumătate, am plastină, construcție. Operația a fost foarte gravă. Vreau să mai spun că a fost tare interesant că m-a făcut, am venit acasă și după aproape un an mi-a dat grupa. M-a întins foarte mult timp. Am fost și mi-am cumpărat poliță cu 4.000 și cu 150 lei m-au amendat. Când nu am cumpărat-o, când a fost reducere de 2.000 și ceva acolo, nu știu. Am fost șocat că încă să mă amendeze persoană cu dizabilități, nu mă mișcam deloc și încă să mă amendeze. Am cumpărat polița cu bani cash și încă am fost amendat cu 150 lei când am cumpărat-o la timp. Pensia mea constă dintr-o 1455 de lei, dintre care, cinstiți vă spun, e o pensie mizerabilă, eu sunt cu gradul 1 sever. De exemplu, eu sunt o persoană acum, la moment, care mă folosesc de scutici. Mie nu mi-ajung. Banii ăștia mie nu mi-ajung nici scutici. Nu mai spun de că acum trăiesc la chirie, trebuie de plătit chirie, comunale, îmbrăcăminte la copii și tot așa mai departe. Da, recunosc că acum mi-a dat statul, asistent social, mi-a dat un ajutor de 3400 de lei. Plus 700 pe timp de iarnă, pe timp de frig. Și vreau să muncesc, vreau să mă ridic, eu nu vreau să trăiesc din pensie. Eu încă sunt tânăr de a fi la pensie, că am zis că dacă mă ridic și merg, dar eu azi mă ridic, nu-mi trebuie să știu nici pensie. Eu pensia mea o dau la altul care nu poate. Timp de 7 luni jumătate am stat la pat. Mă întorceam pe stânga, pe dreapta mă băiau, dar îmi plăcea foarte mult. Vreau să menționez aici că medicina în Israel e foarte bravă, e foarte puternică. Dar metapeleți, oamenii care au grijă de tine. Extraordinar. O medicină, 24 de ore mă lec cu eu. 24 în 24, de fiecare 3 ore. În fiecare dimineață baie. În fiecare dimineață de nează, mâncare gustoasă, te duc, te aduc. Au grijă de tine ca un copil mic. Cum părintele are grijă de copilul lui, așa au în statutul Israel. Statutul Israelului e foarte puternică medicină și îmi plac că sunt omănoși, să compartă și te iubesc pe tine ca pe copilul lor. Îți fac meserie la 100%. Eu, după 7 luni jumate, de la cei la mine se mișcau numai ochii, într-o bună dimineață, cu soare, că era cald, am fost dus la baie, ca de obicei. Înainte de baie trebuie să-ți faci treburile. Facem treburile, vă spun cum e, sincer, în pat, în scutec, după aia te mai punea la baie că să analizezi capul, să lucrezi, că tu într-adevăr ești om normal care stai pe, cum spun, unitaz, spun așa cum pot să mă exprim, corect, mai simplu. Și cum stăteam așa, dar pe mine mă legau, că nu puteam să stau pe fund, cum mă vedeți acum mă simt ca un campion. Am dat ochii așa în jos și închideam tot ochii, zic că nu înțeleg, să mișcă ceva sau nu se mișcă. Îmi pare că am o halucinație acolo, o fantazie să-mi prin cap. Iar dau ochii și că modă el dădeam așa și el se mișca, singur. Dădeam de aici, se mișca, mă oprem, se oprea. Și așa de bucurie am strigat odată că ei nu te las singur, ei stau după ușă când tu îți faci treburile. Mă rup eu ușa, am intrat acolo și ce s-a întâmplat? Dar eu spun, zic că se mișcă de aici. Așa de tare s-a bucurat ei, tocmai eu am rămas șocat. Eu și acum nu mă bucur că sunt așa persoane acolo, care ei se bucură pentru pacienții lor, pentru persoanele care nu le-au dat șansă doctorii și pot să mișcă ceva. Și eu când am văzut că se mișcă, vă spun ce zici, încă mai tare m-am pornit. Munceam, mă puneau pe pat, cât de tare munceau cu mine, eu încă rămâneam adăugător. Câte 2 ore adăugător, mă puneam pe pat ca pe un săcușor așa. Și mă lăsa acolo și îmi spunea, închide ochii și dă impuls, lucrează singur el, căpușorul tău lucrează. Curgea pe mine, chiar dacă nu mă și făceam, apă așa putem să fac 2 ore. Mă puneam în pat, putem să fac numai așa, apă așa putem să fac și tot noapte. Dorneam, schideam ochii, mă trezeam, tot așa făceam. Și am făcut așa, până că acum am început a ridica mâinile, am început a purta și picioarele și mă ridic la un nivel foarte înalt, în timp foarte mic. Pe 13 iunie o să am 3 ani de la accident, dintre care nu mi-a dat șansă ca să merg și vreau să menționez foarte mult și să spun că la persoane cu dizabilități nu vă pierdeți speranța că eu, dacă am reușit, o persoană cu grad, cu 100% paralici și am reușit timpul ăsta puțin el, micuț, să reușesc să deja să mă ridic în picioare, să stau în picioarele mele, să fac pași, o să puteți și voi. Nu vreau să vadă copiii cei cu mine, nu puteam să cred că și s-a întâmplat cu mine și nu vreau ca ei să mă vadă pe mine, că eu foarte mult nu vreau ca să vin acasă. Eu vreau să vin acasă și totuși nu vreau ca ei să mă vadă așa. Că eu când eram acasă, înainte de accident, eram într-o formă puternică, eram permanent cu dânsi, permanent mă jucam, băiți cu tate, la Sania, cu Sania, la joacă. Și că mă gândeam că ea să mă vadă așa, mă gândeam că n-a să mă înțeleagă, că-s copii și aveam diferite gânduri în cap, erau niște gânduri foarte dureroase, foarte emoționante. Nu știam cum o să primească, că o să mă primească ei pe mine, că o să crească mai mare și o să mă pot eu ridica, nu o să mă pot ridica și foarte mult aveam o frică, un suflet că nu o să le plac așa cum o să fiu. Că toți copiii au nevoie de părinți, de ambii părinți, că mama se face rolul ei în viață, tata îl are pe rolul lui în viață, că, de exemplu, mergi la același fotbal, la aceeași secție, trebuie să duc tata. Copilul se mândrește când tăticul vede, când tăticul se bucură de rezultatele lui. Și eu permanent, chiar și acum mă gândesc, fiindcă eu copilul meu mi-a spus că el merge în clasa 1 la 2 septembrie și el mi-a spus așa, tăticul, tu trebuie să mă duci pe mine de mânuță. Eu vreau să vă spun că foarte mult muncesc și eu o să reușesc să-l duc de mânuță. Am să reușesc fiindcă vreau să-l duc de mânuță, fiindcă când mi-a spus copilul că tăticu să mă duci de mânuță și tu azi te faci bine, că vă spun drept, ei se bucură, ei sunt mici, ei au 1-5 și 1-6 ani, dar ei se bucură de rezultatele mele cum mă bucur eu. Ei când mă văd Când mă văd că eu stau în picioare, în plinul spus că era un prieten la mine și zice că dar știi că tatăl meu s-a făcut puțin bine. Aș m-a atins la suflet cum și acum, știi, lăcrimi. Până la accident am foarte mulți prieteni cunoscuți, poate așa-i credeam eu prieteni, așa suntem noi, că eu am înțeles după traumă că sunt falși, mai puțin falși, mai mulți falși oameni. Da, după ce am venit acasă, nu m-am așteptat la așa o lovitură mare. Din partea rudelor la părinții mei, din partea lui mama, am rămas fără ei. Nu, nici din ziua de azi, nu au primit nici un verișor numit la mine. Din partea lui tăticu, au venit numai o verișoară, pe nume Aliona, și nici cu mătră. Îi mulțumesc foarte mult, sunt niște cumătri bravo și verișoare. Ei iubesc foarte mult. Din cumătri, pot să spun că a venit și pot să spun care nu a venit. Nu mi-i spun deja pe nume, ei singuri știu. Tare mult prețuiesc oamenii care vin la așa o greutate. Tăți-o fugit. Da, mă bucur mult și sunt foarte mulțumit pentru persoanele care au venit la greutatea asta. Au apărut în viața mea la greutatea asta. Că, într-adevăr, foarte multe persoane, că, cum și-am spus, de pe platforma asta, TikTok, au apărut în viața mea. La greutatea asta care o am acum. Cum mai vedeți acum, eu așa vorbesc fix așa pe TikTok. Le spun, chiar mai ales pe persoane cu dizabilități, chiar și la persoane care pot munci, au picioare, mâini, eu le-am spus atât. Voi sunteți cei mai bogați oameni. Dacă v-ați trezit dimineața, sunteți cei mai bogați. Dacă v-ați dus la baie și ați făcut treburile cu picioarele voastre, ați spălat fățișoara voastră, ochișorii voștri, cu mânuțele voastre, sunteți cei mai bogați. Persoanele văd cum eu mă antrenez, persoanele văd cum eu muncesc. Eu cred că, sincer, într-adevăr, multe persoane mă iubesc și mă stimează din principiul ăsta că eu nu sunt lăsător. Eu nu mă plâng niciodată, eu nu iubesc să mă jălească, eu nu iubesc. Pentru mine chestia asta că să vii persoane să mă jălească sau să șibă lângă mine numai din jele, mai bine singur decât cu ei. Așa consider eu. Referitor la procedura de ce vreau să fac acum mai departe, eu vreau să merg până la urmă. Acum ne judecăm. Avem advocat, avem un advocat foarte puternic, noi acum ne judecăm. Eu nu am să cu statutul izraelitean, nu am să lăs mânuțele în jos, dar vreau să menționez încă un singur lucru că îmi pare foarte mult rău și că Ministerul Sănătății din Republica Moldova, când eu am stat în spital acolo la Israel, când am cerut ajutorul lor, mi-au trimis răspunsul, dar cum l-au trimis? Că au zis așa, că dacă eu sunt de sine stătător, mă reabilitează Moldova. Dacă eu nu sunt de sine stătător, nu mă reabilitează. Ei îi trimis răspunsul ăsta. Dacă ei spun eu că nu, dacă spun eu că nu, nu mă reabilitează, ei erau să mă lese acolo, în Israel, și mai mult timp. Și poate deja de-am mergeam. Dar ei au spus așa, că nu am să, dumneavoastră, chiloți în murdare din casă, să-i scoteți, să-i dați afară. Am rămas șocat și las să mă aud o lume întreagă și să mă vadă și să vadă de ce așa au vorbit. Că el, ei, cum a spui, deși ei a spui că nu mă poate reabilita? Că ce Moldova noastră așa e de slabă? Nu, Moldova noastră nu e așa de slabă. Dar dacă știți și toți știm că ceva nu e posibil în Moldova, deși nu-i dăm șansa la o persoană care are doi copilași acasă, soție, familie, care vrea să trăiască și el și vrea să meargă și el, trebuie să dăm șansa lui să rămâie acolo în statut și ala să reabiliteze. Aș vrea să obțin, în primul și în primul rând, o compensație pe care ei trebuiau să mi-o dea și am dreptul la ea, că cu ajutorul, să fiu sincer, cu ajutorul la compensația asta, eu aș putea să mă ridic din nou picioruțele mele, să merg din nou picioruțele mele, că e foarte scump reabilitarea, chiar și la noi în Moldova, chiar și în alte țări, e foarte mult. Dacă tu să te ridici picioare, e clar că eu foarte mult muncesc, dacă să te ridici picioare trebuie să te ocupi, unii este o performanță mai mare, unii sunt specialiști mai buni, dar din păcate eu nu am posibilitate, că nu sunt bani, e foarte scump. Numai pe o lună de zile la Rusia îmi trebuiește 7.000 de euro. Numai pe o lună, pe 30 de zile. Dintre care eu nu am banii ăștia, eu nu merg. Dar de cât nu mai mult stăm și timpul trece, în medicină de ce mai mult timpul trece, de ce boala se învechește, de ce e mai rău și mai rău și mai rău și mai rău. Dar eu am nevoie de a merge, eu vreau să merg. Eu am doi copilași care trebuie să cresc, care trebuie să mă mândresc ca orice tătică care șede și mă aude acum, așa are copilaș și pe picioare și mă aude. Eu cred că să mă înțeleagă ce am în vedere, că vreau să-i cresc, vreau să merg. Și orice om cu dizabilități vrea să meargă și tot așa are dorința de a se recupera, de a ajunge din nou picioruță. Dorința că de a câștiga judecata acolo și de a să-mi ofere ei compensația cei care trebuie să mi-o ofere, fiindcă ei trebuie să mi-o ofere, că acolo este companie specială care, după gradul tău de dizabilitate, ei pun hotărârea, ce sumă, ce compensație trebuie să-mi dă Israelul. Și deja compensația și hotărârea este, numai că statutul Israel, judecata de acolo, nu-mi dă mie răspuns ca să pornească procesul, ședințele de judecată, că eu trebuie, cum este peste tot locul legea asta, de a achita judecata. Eu trebuie să achit judecata, că dacă, de exemplu, eu am dat în judecată firma, eu trebuie să achit toate cheltuielile. Dar ei cer de mine foarte mulți bani de a achita ședințele, dar eu, din păcate, nu le am și ei nu mă eliberează, de la procesurile astea de a nu achita ședințele. Că noi am vorbit cu advocatul că să-mi dea voie nouă să înceapă ședințele și noi să scotem din banii care, din compensația care trebuie să mi-o dea mie și noi achităm, nu suntem contra. Dar din problema asta că ei nu doresc, fiindcă ne pun în firmă, companie, ne pune beța în roate. Ne cer documentul ăsta, noi cheltuim foarte mulți bani acasă, dintre care că e foarte greu, facem, trimitem încolo, ei ne cer alt document și tot așa îl caută, permanent ne pui beța în roate ca nouă să nu ne dea compensația aceea, fiindcă compensația aceea trebuie să o dea compania, nu statul. Statul pe mine m-a ajutat mult acolo. Statul pe mine m-a lecuit un an și 10 zile. Îi mulțumesc foarte mult la statutul izraelitean. Statul e foarte bravo, la medici de acolo. Asta compania nu m-a asigurat. Am multe idei. Cea mai mare dorința mea, tăți o știți, că vreau de a merge, vreau să merg din nou. Și a doilea lucru, ca să ajut pe toate persoanele ca mine, cu dizabilități, cu probleme psihice, să-i ajut pe toți oamenii să deschid ceva, să facem ceva. Dacă nu eu, să ajut ca să intru undeva, ca să pot face ca persoane cu dizabilități, chiar dacă nu îi poți ajuta să ridici picioare, ca ei să meargă din nou, măcar să le dai un mic ajutor, să le ușurezi viața. Potrivit datelor statistice, acum în Republica Moldova avem peste 168.000 de persoane cu diverse dizabilități, ceea ce înseamnă 6,5% din toată populația țării. Ei sunt prieteni, rude, frați sau surori, mame sau tați și chiar copiii cuiva. Sunt oameni la fel ca majoritatea, cu sentimente, cu bucurii și tristeți, doar că sunt mai vulnerabili din cauza că nu au aceleași posibilități. Istoria lui Victor vine cu anumite lecții. Cineva poate să învețe să fie mai atent la nevoile altor oameni, cineva poate să înțeleagă că și-a rănit un prieten care are o poveste similară. Dacă v-a plăcut monologul de astăzi, nu uitați să-l apreciați și să scrieți un comentariu de susținere pentru Victor. Vă mulțumesc!